Conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara s-a întâlnit cu primarul ales, domnul Dominic Friț. Conducerea Spitalului Victor Babeș a prezentat primarului ales, Dominic Friț, investițiile realizate în ultimii ani, proiecte aflate în derulare, dar și proiectele pe termen mediu și lung, atât în ceea ce privește investițiile în infrastructură, cât și în dotările necesare pentru a face performanță. I-am adus la cunoștință starea în care suntem, investițiile care s-au derulat și care urmează să fie derulate. Sperăm în deschiderea dânsului pe viitor. Am discutat atât de patologia COVID cât și de patologia non-COVID și de investițiile care dorim să le facem în patologia oncologică în viitorul mediu. Am fost și azi dimineață și am vorbit cu doamna prefect, am vorbit cu directorul DSP și acum la Spitalul Victor Babeș să mă informez în primul rând despre situația pandemiei, despre cum stăm cu COVID-19 în Timișoara. Și aș vrea să încep cu un mare, mare mulțumesc pentru că munca ce se face atât la DSP cât și aici este una uriașă și din păcate o muncă care nu se mai termină și colegii, medicii, tot personalul medical și managerii de fapt de peste 9 luni acum deja muncesc fără pauză și e absolut admirabil. Și din păcate am ajuns din nou la o situație în care cazurile au atins un prag care a dus la o situație în care nu mai sunt paturi libere, mai ales pe partea de terapie intensivă. Și asta înseamnă că fiecare dintre noi, fiecare timișorean trebuie să contribuie să limităm cazurile de COVID în Timișoara. Ține doar de noi să respectăm regulile, să purtăm măști în spații închise, să evităm aglomerațiile, să ne spălăm pe mâini, să urmărim toate aceste sfaturi pe care doctor Musta ni le dă de atâtea luni și eu am o mare speranță că reușim ca și în alte județe și în alte orașe în România, dar și în Europa, datorită comportamentului populației să limităm din nou aceste cazuri, altfel o să fie o situație grea în spitale și cred că trebuie să facem tot posibilul să evităm asta. În urma întâlnirii, primarul ales Dominic Friț urmează să primească din partea conducerii unității sanitare un document care va cuprinde necesarul de finanțare pentru continuarea proiectelor aflate în diferite stadii de implementare.